Enigmele din Providence. Episodul 1. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Monstrul din lac. Arthur știuse dintotdeauna că magia va avea ultimul cuvânt. Datorită vrăjitorului Merlin, Arthur a dobândit sabia Excalibur și a devenit rege și așa au apărut cavalerii Mesei Rotunde. Doar nu crezi legendele astea vechi, Oscar? De ce nu? Multe legende se bazează pe realitate. Se spune că regele Arthur a existat cu adevărat. Mie îmi plac mult poveștile cu regi și prințese. Dar fără balauri, dacă se poate. Fricosule! Da, dragii mei prieteni, cât de bine vă înțeleg! Legendele sunt misterioase, nu-i așa? Nu știm niciodată ce e adevărat și ce nu. Ce e? Tu ești Fred? Bob, e o ceață foarte deasă, nu? Îmi faci cinste cu un grog, o să ne încălzim. Ia o prăjitură cu lămâie, Rudolf, de dragul meu. Hai. Imposibil, adrenalin! Ar fi a patra bucată! Dacă mai iau o singură înghițitură, explodez! Zăhărelul meu iubit, ți-e poftă de prăjitura mea? Oh, ce drăguț ești! Un monstru oribil, cu sol și alge peste tot. O viziune apocaliptică și mirosea foarte urât. Nu cumva ați mâncat prea multă prăjitură cu lămâie? Nu, domnule Timothy, n-am visat. Și să știți că țin regim. Convingeți-vă, l-am desenat, priviți! Extraordinar, incredibil! Priviți! Dar creatura aceea v-a spus ceva? Dar Merlu nu vorbește! Cine e Merlu? Cine e Merlu? Bântuie lacul Providence de secole. N-ați observat că sunt mai puțin pești? E adevărat, are dreptate. Nu văd nimic. E un adevărat coșmar. Ca să se încălzească, vânează orice. Chiar crezi că e posibil, Oscar? Un monstru în lacul nostru? Păi, adrenalin n-are motive să mintă. Nu văd niciun monstru. Oh, nu te neliniști, Marten. Cineva a vrut să-i facă o farsă. Vom vorbi cu Stanley. Uite, crezi că lacul ăsta liniștit ar putea adăposti un vampir sau un vârcolac? Nici vorbă. Totul e calm și liniștit. Nu e așa că viața e frumoasă? Priviți! Nu trebuie
să te alarmezi, curând totul se va uita. Ne întâlnim la Stanley în câteva minute. Și ne lași singuri? Ciudat. Dacă e un farsor, cunoaște bine legenda lacului. Ei, ceva nou? Nu. Dar unde e cartea aceea? Era acolo până de una zi. Poate că memoria îți joacă feste. Vrei să spui că mă ramulesc? Stai, stai pe ea. Ia te uită, ce caut aici? Nu râde. Ei bine, priviți. Conform legendei, lacul Providence ascunde o creatură înfiorătoare, jumătate om, jumătate pește. Of, dar nu e decât o legendă. Katia, se spune că a vizitat orașul de mai multe ori și de fiecare dată înaintea unei catastrofe. Se spune că vine din negura vremurilor, că e un cavaler foarte gelos pe care un vrăjitor l-a transformat în monstru. Și când a avut loc ultima lui vizită în Providence? Străbunicul meu mi-a povestit că bunicul lui a vorbit despre asta. S-a întâmplat chiar înaintea unei mari secete. Dacă am prinde un monstru ca Merlu, îți dai seama câți oameni ar da banii ca să-l vadă? Mii! Mii! Carlo, dacă mai faci multe socoteli, o să-ți ia foc creierul! Mii! Sau sute de mii! Sau mii de mii! Se spune milioane! E, ce se întâmplă? Ce achiziție! Nici măcar nu e mărimea mea! O fi un elev de-a lui Adrenalin, cu nota zero la portare și care a vrut să o sperie. M-ar mira, în plus mai e și asta. E spanac? Nu, alge. Le-am găsit în fața ușii lui Adrenalin, deci asta poate fi găsită într-un singur loc, pe fundul lacului. Dacă Merlu există, am spus dacă, de ce a revenit în oraș tocmai acum? Vom vedea în noaptea aceasta. Vom merge să-l pescuim pe Merlu. Acum e rândul tău, Merlu. De ce ne-am mai deghizat? Pe ceața asta oricum nu se vede nimic. Mi-au înghețat picioarele. Nu te mai plânge, curând va fi miezul nopții, ora la care ai ieșit data trecută. Sigur, ce poveste absurdă. Un cavaler gelos transformat într-un monstru urât. Eu nu cred că monstrul ăsta... Ce faceți aici? Ștergeți-o, hoții de Merlu, ce sunteți! Carlo, încetează în clipa asta, o să ne răsturnăm! Nu să puneți niciodată mâna pe Merlu, să fie... Nici noi nu știm. Stai de pază, lor le e ușor să vorbească. Ei stau liniștiți în barca lor, iar eu... Nu-mi place asta, ce se întâmplă? Dar... Nu! Merlu! E Merlu! Să nu mă prindă! Ajutor! Fie-mă milă, domnule monstru, n-am făcut nimic! Marten, bravo ție! Așa stai tu de pază? Katia! Merlu! L-am văzut pe Merlu! Și noi, dar a dispărut. Haideți să mergem la culcare. Dimineață vom gândi mai limpede. Haide, calmează-te.
Am găsit solzii ăștia printre resturile bărcii fraților Cerber. Ce părere aveți, doctore? Incredibil, n-am mai văzut așa ceva. Adică, ba da, într-o carte despre speciile preistorice. Seamănă cu solzii unei reptile care a trăit pe pământ cu milioane de ani în urmă. Ca și peștele acela preistoric care a fost găsit în apropiere de Madagascar? Da, specia Selacanth. O specie preistorică? Wow! Bună ziua, doamnă doctor! Oscar, Martin, priviți! E în ziarul de azi, Merlu! Merlu s-a întors? Urâtă prevestire! Trebuie să facem ceva! Timotei a făcut poza, a spus că a fost foarte dificil. Dar ce face poliția? Nu face nimic! Deci ăsta e Merlu! Nu e o frumusețe, m? Un monstru, un oraș ar putea atrage turiști! O să ne umplem buzunarele! Dacă n-ar exista, ar trebui să-l inventăm! Șeful! M-ați chemat? Sunteți gata? Sper că ne va fi de folos! Iată mașinăria! Genial! Cu asta ar trebui să-l găsim pe Merlu! E interesant să ne plimbăm pe fundul lacului, dar mi se pare puțin ciudat. Dar, Katia, l-ai văzut pe Merlu, nu? Și doctorița Frank? Da, da! Ceva nu e în regulă cu cartea lui Stanley și n-aveți decât două locuri. Baftă la pescuit! Oh, direcția sud! Acolo ne-a atacat! Ceva mă intrigă, Stanley. Ai uitat unde ai pus cartea despre Merlu, dar tu cunoști toate cotloanele prăvăliei. Un lucru e cert, n-am luat-o de pe rat de cel puțin 15 ani. Era o zi de septembrie. Atunci, dacă n-ai luat-o tu, a luat-o cineva. Cine? Asta vreau să aflu. Pe curând! O groapă de gunoi! Baltazar și Rudolf ar trebui să facă ceva ca să împiedice pe oameni să arunce gunoaiele în lac. Ce frumos! Uite! După el! Am înțeles! Înnoată prea repede! Unde e? Ce animal enervant! Nu stă o clipă în loc! Dar... Oprește-l, doctorul, repede! Oprește-l! Oprește-l, doctorul! Îl prindem! Hei, ce e asta? Lasă în urmă cerneală ca o caracatiță. Să urcăm, revenim mâine. E bine că am făcut doar tricouri mari? Da, turiștii sunt grași. Impresionant! E incredibil ce pot face un articol și o poză într-o singură zi. Nu am văzut atâția turiști aici niciodată. Când afacerile merg bine, cetățenii sunt mulțumiți de primarul lor. Grăbiți-vă, grăbiți-vă, sunt ultimele. Veniți aici pentru tricouri cu Merlu. Tricouri originale cu Merlu. Aici sunt ultimele. Bună, Katia, ce mai faci? Un tricou cu Merlu? Ți-l dau la jumătate de preț. Nu mi l-ar trebui nici gratis. Tricouri cu Merlu, cumpărați doar la noi. Trebuie să recunosc că-ți trebuie curaj să te apropii de un monstru.
și nervi de oțel. Dar sau ești un ziarist născut, sau nu ești deloc. A fost un moment dificil, dar am reușit să-mi păstrez sângele rece. Bravo, bravo! Eu nu vând nici tricouri cu Merlu, nici cărți poștale cu Merlu, nici sandale cu Merlu, nimic cu Merlu. M-am săturat de Merlu. Faceți loc! Katia, ce e cu tine? O, treaba asta cu Merlu, de când Timothy a făcut poza aceea, toți vorbesc doar de asta. Dacă vrem să ne apropiem de el, trebuie să o facem pe uscat, e prea rapid în apă. Da, dar unde și când? Eu mă întreb mai degrabă de ce. Dacă monstrul acela există cu adevărat, de ce a ieșit din lac după atâția ani? Doar nu ca să atragă turiștii. Deci, prima oară când a ieșit a fost la adrenalin. E rău și e urât. Merlu, ghirlu, ghirlu, Merlu te va înhăța baniu. Tra-la-la, tra-la-la, ho-ho-ho-ho, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, ha-ha-ha. Haide, Merlu, arată-ne cum se dansează. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Katia e la adrenalin, iar noi suntem aici, nu ne poate scăpa. Ei, domnule Merlu, vă uitați pe fereastră? Doi Merlu? Da. Un Merlu, doi Merlu, poate trei Merlu. Ha! Acolo! Opriți-l! Lăsați-mă, lăsați-mă, mă doare! Timothy! Lăsați-mă! Ce înseamnă asta? Am vrut să scriu un articol despre Merlu. Am făcut rost de un costum și mi-am făcut singur poze. Așa se explică luminile pe care le-am văzut când m-am speriat. Ai descoperit legenda lui Merlu într-una din cărțile lui Stan Lee și ai născocit totul. Dar el există sigur, nu am mințit. Da, dar ai profitat de legenda aceea ca să devii celebru. Nu dar e cinstit din partea ta. Ai dreptate, dar acum ce pot să fac? Să ne ajuți să aflăm ce vrea Merlu, cel adevărat. Hei, Baltazar, ar trebui să-mi comanzi alte trabucuri. Ți-am spus că... Nu vedeți că e închis? Ce obraznic! El e! Nu, milă! Ajutor! 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 Nu-l putem lăsa să-și facă de cap. Toți turiștii au plecat în dimineața asta. E insuportabil. Ne mănâncă toți peștii din lac. M-am săturat. Nu vă agitați, vom scăpa de el definitiv. Nu puteți face asta. Merlu n-a făcut niciun rău deocamdată. Cum adică niciun rău? A îngrozit localnicii și turiștii, mi-a răvășit piroul. Curând îl va ataca pe unul din noi. Să facem ceva. Și chiar în seara asta. Da, jos, Merlu! Să-l prindem de poadă și s-a zis cu el. Eu cred că nu vrea să facă rău nimănui. Nu e sigur, dacă a revenit pe uscat după 300 de ani, cred că are motive.
Dar de ce a mers la Adrenalin prima oară? Era singur în seara aceea? Era cu Rudolf ca în fiecare seară. Poate acesta e secretul, nu credeți? Poate pe el l-a vrut de la bun început. Dar de ce? În orice caz, trebuie să găsim repede răspunsul dacă nu Merlu a încurcat-o. Trebuie să ne scufundăm să-l căutăm. O să scuturăm puțin peștele ăsta ambulant. Dinamita e pregătită. Să ieșim la suprafață. Am cercetat tot lacul și oxigenul e pe sfârșit. Dacă nu-l găsim noi, Rudolf și amicii lui îl pot găsi ei. Pot să-l atace diseară. Ce se întâmplă? El e Merlu. Unde ne duce? Suntem la 300 de metri adâncime. Privește! Ne-a dus aici ca să ne arate asta. E o conductă de scurgere. Deversează deșeurile chiar în fața adăpostului său. De aceea a ieșit pe uscat. De aceea nu mai sunt pești. Trebuie să-i spunem lui Timothy să scoată o ediție specială ca să știe toată lumea. Să terminăm cu Merlu! Să terminăm! Să terminăm cu Merlu! Sper că n-am ajuns prea târziu. Gata cu Merlu! Se scăpăm de el! Se scăpăm! Probabil se ascunde pe fund. Îl vom obliga să iasă. Opriți-vă! Ajutor, nu știu să scăpăm de el, e periculos. Să nu-mi faci rău. Încetați, nu aveți dreptul, această creatură e inofensivă. Auziți, inofensivă, ne faci să râdem. Dacă e inofensiv, dovedește. Ascultați, am aflat de problema canalizării. Știm cine sunt responsabili. Mă angajez să repar canalizarea. Aveți cuvântul meu. O să-l omoare, Merlu nu înțelege nimic. Sunteți amabil să-i dați drumul lui Carlo? Mulțumesc! Ediția specială a gazetei, incompetența și corupția primarului în afacerea Merlu. Citiți ultima ediție! E scandalos! Da, e vina lui Rudolf! Ei, domnule Rudolf! Da, știu, nu vă faceți griji. În cel mai scurt timp, canalizarea orașului va fi reparată, vă promit! Ceva mă uimește. De unde știa Merlu că Rudolf e vinovatul? Ai dreptate, e ciudat. Parcă i-ar fi spus cineva. Dar cine? Sunt sigur că vom afla într-o zi. Ești sigur, Oscar? Au dublat în limba română actorii: Ana Maria Vlad, Daniel Vulcu, Iona Brudan, Richard Balint, Andrian Locovei, Geo Dinescu, Rin Tripa, Florin Stan, Mariana Presecan și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Ioana Chiba. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.